Primărița din Stoina Ioana Bușe, trimisă în judecată de DNA chiar înaintea alegerilor locale, a fost achitată în primă instanță la Tribunalul Gorj. Bușe a fost trimisă în judecată împreună cu un angajat din subordinea sa, dar și cu doi patroni ai unei firme din Craiova, doi soți. Aceștia arendau terenuri în localitate pentru a încasa subvenții APIA. O parte din acte au fost falsificate, motivul fiind obținerea de subvenții. În data de 11 mai, Curtea de Apel Craiova a condamnat-o pe primăriță la un an și 6 luni cu suspendare. Au declarat că primarul de la Stoina este o pierdere pentru partid. E o pierdere regretabilă pentru Partidul Social Democrat, un primar foarte bun, un primar care are mai multe mandate în spate, un primar pe care Partidul Social Democrat îl pierde și cu greu se va putea înlocui o astfel de persoană. O persoană foarte dinamică, o persoană foarte activă. Eu sper să depășească acest lucru și după perioada de interdicție să revină în viața politică fără nicio problemă. În prezent, Consiliul Județean așteaptă decizia Tribunalului Craiova pentru a lua măsuri. Noi suntem acum în situația în postura de a aștepta comunicarea pentru a vedea exact detaliile acestei hotărâri definitive. În funcție de ceea ce scrie pe comunicarea respectivă, pentru că există posibilitatea să fie interzise anumite drepturi, exercitarea funcției pe perioadă de încercare, sunt detalii pe care trebuie să le cunoaștem, în așa fel încât cei de la serviciul juridic să purceadă la procedura care se impune în vederea finalizării acestei situații. Condamnată definitiv, primărița își va pierde mandatul. Este al doilea primar pe care îl va pierde PSD în Gorj în acest an după cel din Samarinești.